Stația de tratare a apei a primit astăzi vizita studenților din cadrul Facultății de Inginerie și Protecția Mediului. Viitorii ingineri și-au propus să afle toate informațiile despre circuitul apei, de la colectarea ei și până ajunge la robinete. Cu ajutorul informațiilor primite de la șeful de laborator, Corina Lunguleasa, aceștia au reușit să înțeleagă cum devine apa bună de băut. Aerul dizolvat din biute, care s-a format în tancul de apă suprasaturată, se ridică, captează, el când trece prin biute, face o pălăriuță de apă suprasaturată, da? Deja a captat aerul dizolvat, particulele de suspensie care nu ni s-au depus în floculator, pentru că aici se depun doar cele grele, așa am zis, da? Și le ridică la suprafață. Contează foarte mult cum sunt reglate aceste biute, pentru că bulele de aer trebuie să aibă dimensiuni foarte mici. Cu cât sunt mai mici, cu atât captează mai multe particule în suspensie. Vizitele în cadrul stației de tratare a apei au fost numeroase, iar ca de fiecare dată, porțile deschise. Ne-am bucurat să-i avem astăzi vizitatori pe studenții de la Universitatea din Craiova, secția de Ingineria și Protecția Mediului. Au vizitat stația de tratare a apei. Le-a fost explicat de către un specialist din cadrul societății Secomesa modul în care apa devine potabilă pentru a fi livrată către consumatori. Eu cred că a fost o vizită constructivă, deoarece și profilul studenților este de așa natură, astfel încât au învățat lucruri noi despre acest procedeu și este bine de menționat faptul că apa care este livrată către consumatori, apa de la robinet, este perfect potabilă. De altfel, avem și un laborator în cadrul societății Secomesa, în care apa este monitorizată 24/24, se fac analize și pentru ca totul să fie perfect sănătos. Așadar, informații noi pe care studenții și le-au însușit cu mare interes. Cel mai probabil, prin experiența vizite efectuate la stația de tratare și epurare a apei, mulți vor alege ca pe viitor să urmeze o carieră în domeniu. Și de ce nu să lucreze într-o astfel de stație? Ei să fie cei care se ocupă ca apa pe care noi o bem să fie potabilă și să nu ne pună în pericol viața.